Petrică, nu știu ce dracu să mă mai fac că mă cert zilnic cu nevasta și nu găsesc nicio modalitate să o calmez. Zici că a intrat dracu în ea. Romică, eu când spun că ești prost, tu spui că am ceva cu tine. Ca bărbat trebuie să te impui și să-ți spui punctul de vedere. Degeaba. Am încercat toate modalitățile și nu a mers. În cazul ăsta, mai rămâne un singur lucru de făcut. Trebuie aplicată marea resetare. Ce dracu mai e și asta? Este atunci când, după un timp, relația cu partenera nu mai merge așa cum vrei tu. La fel ca în cazul tău, simptomele sunt comentarii, morale, reproșuri, refuzuri și multe altele. Când lucrurile scapă de sub control, atunci se aplică marea resetare, în special la femeile din partea Moldovei. Și cum se face asta? Dă-mi voie să-ți arăt. Mădălina, vino puțin că am niște treabă cu tine. Ce paștele mărumătii vrei? Doar știi că am o grămadă de treabă și nu stau în loc de prostiile tale. Am poftă de niște cartofi prăjiți. Să te duci la măta să-ți facă cartofi prăjiți, că eu nu sunt sclava ta și... Vrei să aibă și brânză răzuită pe deasupra? Romica, ți-am spus că atâtea ori să stingi lumina înainte să te pui în pat. Lasă că mă duc eu,